aparate speciale ca să aflăm dacă avem o problemă de sănătate. Organismul nostru este destul de inteligent cât să ne dea câteva semnale. Da, trebuie doar să știm cum să le interpretăm. Chiar și de la o simplă privire aruncată în oglindă ne putem da seama dacă ceva nu este în ordine. Ce ne poate spune chipul despre starea noastră de sănătate? Aflăm acum de la specialiști. Înainte de a ne lua pulsul sau de a ne verifica respirația, un medic va lua întotdeauna în considerare la un consult felul în care arătăm. Diagnosticul vizual, adică felul în care arată fața, limba, ochii, pielea și chiar urechile, este la fel de important ca cel specializat. Tot ceea ce trebuie să facem noi este să acordăm o importanță mai mare înfățișării noastre, dincolo de estetic, observând pur și simplu schimbările bruște ale fizionomiei. Așa cum spuneam că ochii sunt oglinda sufletului, așa și fața poate oferi indicii foarte importante pentru cei care știu să le descifreze despre suferințele corpului nostru. Metoda are la bază învățăturile din medicina chineză, conform cărora fiecare organ este în legătură directă cu altele, constituind un flux continuu de energie. Această energie, numită qi, circulă prin organism pe căi numite meridiane, ajungând la toate organele. De la ele, informațiile ajung apoi pe față. Se reflectă ca o hartă pe față. De exemplu, zona pomenților reprezintă starea de sănătate a plămânilor. Zona vârfului nasului reprezintă funcția inimii. Zona dintre sprâncene reprezintă funcția ficatului. Dacă analizăm starea gurii și a limbii, vom afla care este starea de sănătate a tubului digestiv, iar rinichii ne vor arăta cum se simt în zona ploapelor inferioare. Aceste simptome pot ajuta la punerea unui diagnostic mult mai rapid. Spre exemplu, dacă observăm că fața noastră prezintă asimetrii ale zâmbetului, asimetrii ale comisurii bucale, o pleoapă care este mai căzută decât cealaltă, sau chiar o hiperlacrimație a unuia dintre ochi, ne putem gândi la o pareză a unui nerv cranian, la un accident vascular cerebral în faza inițială, poate chiar și la o formațiune tumorală de bază de craniu. Dacă simptomele s-au agravat pe o perioadă mai lungă de timp, am putea pleca de la o afecțiune a coloanei cervicale. Dacă observăm, de exemplu, o umflare a pleoapelor sau un edem al întregii fețe, ne putem gândi la o boală renală, în care rinichii nu pot filtra foarte bine lichidele organismului. Problemele de la rinichi sunt cel mai ușor de evidențiat. Cearcănele pot da de gol o persoană care suferă de o boală renală cronică. De asemenea, afecțiunile endocrinologice își arată simptomele mult mai intens. În hipertiroidism, pacientul are o hipersudorație a feței, adică transpirații abundente, și exoftalmie, adică ochii foarte bulbucați. Tot o boală endocrină care își pune amprenta asupra feței este sindromul Cushing, care face ca fața să devină rotundă. Aceste simptome sunt mai greu de depistat atunci când persoana în cauză a suferit o intervenție de chirurgie plastică. În momentul în care asupra unei figuri se acționează din exterior prin mijloace chirurgicale, e foarte posibil ca semnele să fie cranate. Nu poți, medicul nu mai poate citi atât de bine dacă, de exemplu, se face o blefaroplastie. Nu mai vezi ridurile din jurul ochilor. Atunci când organismul se blochează, el arată acest lucru atât la nivel intern cât și extern. Tot ce trebuie să facem este să acordăm o atenție mai mare în învățișării noastre, dincolo de estetică.